Da? Da, merge. Da. Am timp aici? Am. Nu. Aveți, aveți. 5 ore. Ba, așa, bun, perfect, mai frumos. Așadar, dragilor, să punem fișierul. Deci e vorba de o problemă în care spune așa. Se dă prin ipoteză, în ipoteză, paragrama ABCD. Pentru prietenii noștri, ca să știe problema, da? Măsura unghiului A e de 45 de grade, AB e de 2 ori AD, deci AB e de 2 ori AD, dă ei perpendicular pe AB, se unește ei cu C și se găsească sinusul unghiului CEB. Sinusul lui CEB. Și a fost ideea asta, să ducem perpendiculara din C și sinusul este egal cateta opusă supra ipotenuză, da? Pe CC prim nu știm, pe EC nu știm. Și atunci am zis, hai să căutăm un incongruent cu acesta. Un incongruent cu unghiul CEB este DCE. Ca fiind două paralele ade, tăiate de o secantă, nu? Și atunci, acestea apar ca fiind unghiul de aici și cu ăsta apar ca fiind unghiul de care? Alterni interne. Alterni interne. Da. A e congruent cu D, E și congruent cu C, C prim. Deci, A e cu D, E și C, C prim. Și cu C, C prim. Dar părăsim construcția de aici. Exact. Când noi mutăm sinusul de aici în sinusul de sus, da? Deci sinusul... Zice așa, cum unghiul C, E, B, unghiul C... Hai să mergem așa. Că de ce, adică zicem așa, de ce e paralelă cu cine? Cu AB. De ce paralelă cu AB? Deci de ce e paralelă cu AB? Și atunci, și cine e secantă? Ce e secantă? Ce e secantă? Acolată din cele două ori, este că? Că ce e B? Ce nu? E B? Unghiul? Ce e B? B. Că e B? Congruent cu unghiul? Congruent cu o D, C, E, ca fiind alterne interne. D, C, E, alterne interne. Și atunci sinus de unghiul CEB egal cu sinusul de al egalului său, sinus de DCE. Sinus de DCE. Și hai să vedem acum de ce eu intru într-un triunghi interesant. Dreptunghic. Așa. Deci sin de DCE egal cu cine? AEB. Cateta opusă, D, E, pe... E, C. Că D e egal cu A, E. Da, D, E sau A, E, cum ai spus, dar lăsăm D, E, Miruna. Egal cu D, E, supra, E, C. Din păcate, nici pe D, E nu știm. Nici pe E, C. N-am prins așa, să zicem, deodată problema, da? Trebuie să ne apucăm să lucrăm, pentru că nu degeaba... Așa, hai să zicem că AD ar fi L. Așa, e L pe 2. O pică, nu te grăbi. L. AB e L pe 2. AB? Nu, AB e 2 ori 2. 2 L, da? Adică de ce ar fi 2 L? Da. Da. Dacă aș afla o pe dâie, în ce trebuie să mă duc eu ca să aflu pe dâie? Dacă aș ști o pe dâie, m-aș duce în triunghiul E, D, C și aș afla o pe C prin Pitagora. Dar dâie în triunghiul ăsta să mă duc, da, e D. E dreptunghic. E dreptunghic și dâie este cât a E. Da. Deci în triunghiul.
În triunghiul A, E, D. A, E, D. A. Avem că măsura, măsura unghiului D, mai întâi D, E, A. Măsura lui D, E, A. 90 de egal 90 de grade. Apoi, măsura lui D, E, D, A, E. Da. Măsura lui D, A, E. Egal cu 45 de grade. Din asta reieși că triunghiul D, E, A, isoscel, triunghiul D, E, A, isoscel. Și dacă e triunghiul isoscel, înseamnă că D, E egal cu A, E. Egal cu X, să zicem. Mai cunoscut. Notăm cu X. Și dacă D e egal cu A egal cu X, oare putem să aflăm pe L? Îl știm. L, e dat. Da, L. Da, putem să aflăm. E la a doua egal cu... Deci, conform teoremii lui Pitagora, teoremii lui Pitagora, înseamnă că L la a doua, L la a doua ipotenuza de la pătrat, egal cu... X la a doua. Egal cu X pătrat plus X pătrat, să înțeleagă toată lumea. Echivalent cu a spune că L pătrat egal cu 2 X pătrat. Sau că e egal cu X sau egal cu 2. Dacă vreau mai pe el. Nu pe el, pe X vreau să-l aflu. A, pe X X, că pe L știu. L-am mutat cu L. Da? Cu... Deci de aici nescunoscuta vine că X pătrat egal cu L pătrat pe 2 miluna. Ceea ce înseamnă adică X va fi egal cu... X egal cu... X radical din 2. Extragem radical. Da. L radical din 2 pe 2. L radical din 2 pe 2. Iată că am aflat X-ul. Cine era X-ul? X, D e egal cu A e. Asta știu. Deci în clipa asta am că D e egal cu A e și egal cu L radical din 2 pe 2. Foarte tare. Oare, iată că DC este 2L, că DE am găsit este L radical din 2 pe 2, așa putea să aflu pe el ce? Da, teorema lui Pitagora. Corect. Triunghiul D e C. Deci zicem în triunghiul. În care triunghi? D e C. Deci în triunghiul. C, D, D e. D, D, D e C. C. Avem că de măsura lui D egal cu 90 de grade. Da? Și atunci rezultă că... Teorema lui Pitagora. Teorema prin teorema lui Pitagora că... E C pătrat. Egal cu D E ori... D E pătrat. D E pătrat ori D C pătrat. Un plus D C pătrat. Ori D C pătrat. Plus D C pătrat. Plus D C pătrat. E ori. Da, plus. Deci, egal cu D E pătrat plus D C pătrat și egal mai departe cu D E. E radical din D C doi. D este el radical din 2 pe 2. El radical din 2 pe 2 la pătrat. Plus? Plus D. Care este, știu-te. 2L, la 2. Plus 2L, tot la 2. Și egal mai departe cu? EC la 2. Egal cu L la 2. 2L la 2. 2L la 2. 2L la 2 pe 4, dar să simplificăm prin... L la 2 pe 2. El la a doua pe 2, da. Așa vine, da? Deci vine el la a doua pe 2. Pe 2 plus 4 el la a doua. 4 el la a doua. Deci ce la a doua? Amplificăm, aducerea același număr. 9 el la a doua pe 2. 2 ori 4, 8 și 1, 9, da? Deci 9 el la a doua. Pe 2. Adică 2 e ce la a doua egal deci, cu să 9. Ne întoarcem, e ce? Să scriu că da, e ce pătrat, am spus că este 9 el pătrat pe 2. De unde e ce simplu? E ce simplu? 9L pătrat pe 2. E ce simplu? Radical. Da, radical din 9L pe 3L. Pe radical din 2. 2. Adică 3L radical din 2 pe 2. 3L radical din 2 pe 2. E 3L pe radical din 2, am mulțit conjugata, 3L radical din 2 pe 2. Atât e și AD. E ce-ul, Radi? E ce-ul. Despre AD, îi dată L, luată noi.
În clipa de față, știu pe e ce. Știu pe dâie. Dâie cât este? Dâie e R radical din 2 pe 2. R radical din 2 pe 2. Uite, Adele, am aici. Dâie este R radical din 2 pe 2. Da. Și sinusul era cu dâie pe e ce? Dâie pe e ce? Avem tot. Nu egal cu dâie, pe care o știu, L radical din 2 pe 2. Supra e ce? Supra 3L radical din 2 pe 2. 3L radical din 2 pe 2. Se simplifică 2 cu 2. Așa. Egal cu? L cu L. Da. Și va fi egală cu? Radical din 2 cu radical din 2. 1 pe 3. Da? Și 1 pe 3, e vreo una pe 3? N-am nicio unghi. Asta, era radical din 3, parcă pe 3 sau așa. Da, era radical din 3 pe 3. Nu, radical din 3, la tangente este. Da. La tangente, la tangente, 1 pe 2 este. 1 pe 2. Și eventual radical din 3 pe 2, Miruna. Da? Deci 1 pe 3. Deci răspunsul, nu unghiul în sine, nu valoarea unghiului în acel autor, ci zice, s-a aflat sinusul unghiului. Sinusul de unghiul acela este 1 pe 3. Eu n-aș vrea să plec din unghiul de problema asta până când nu mă întorc și înțeleg bine. Eu am înțeles, dar nu, adică nu o făceam singură, pentru că eu mi-am ajuns orice problemă să știu exact cât e, nu e el și eu... E pentru prima dată când lucrăm cu litere. Uh-huh. Deci până acum erați obișnuit să fie 20, 15, concret, număr. Oricât, dar... Așa, număr. Dar aici autorul face un pas mai înainte și spune așa, ia să-i surprind eu și de să le spun așa. Nu vă dau valoarea concretă, că dacă autorul spune asta e AD de 15, cealaltă e de dublu 30 și cu numele gata, mă duc cu numele și lucrez. Dar nu ne-a dat informația asta. De cât atâta spune? A, B e dublu lui A, C, lui AD. A, B e dublu lui AD. Și atunci, ca la clasa a patra, segmentul cel mai mic l-am notat cu ceva. Am notat cu L. Și asta altă înseamnă 2L. Deci care a fost momentul important? O chestiune care te-a surprins în mod categoric. Asta că am notat cu... Dar putea să nu notăm cu litere, dar era DC sau... Sigur că da, putea. Era o funcție de DC, nu de litere. Sigur că da, dar eu am ales varianta comodă, pentru că mi-ar veni mai ușor dacă în loc să zic AD și să lucrez cu AD peste tot ca unitate de măsură și să simplific și AD, Miruna, pentru că în loc de AB trebuia să pui de două ori AD, da? Și toate chestia asta. Mi-a venit mai ușor, că vezi, în final s-a simplificat lucrul acela. Da, am văzut cum da? Deci totul a fost funcție de AD cunoscut, luat cunoscut, cu o valoare nu tocmai, nu o valoare fixată, ci în funcție de AD. Deci totul trebuia lucrat în funcție de AD. Și ca să-mi vină comod, am notat așa. Vedeți, o primă observație. Încă ceva. Ți-am scris că n-au aflat lui 2 pe C. Când am dat unghiul, când am văzut că nu merge într-un unghiul ăla, am pus prin picior. Deci, al doilea moment important, am mutat unghiul ce e B, unghiul ce e B, în dâie că, pentru că era deja construit triunghiul, nu era de prisos ca să duc pe ce ce prim, că sigur că tot așa ar fost, ce ce prim supra e ce, da? Iar ce ce prim este cât dâie. Cât dâie și tot aceeași. Tot aceeași poveste ar fost, n-ar fost nimic. Dar am zis, băi, hai să vă întreb eu. De fapt, să vă obișnuiești cu ideea că atunci când nu deodată să vede, nu puteți punta unghiul ăsta într-un alt unghi, dintr-o altă situație, da. Corect, deci putem. Putem, sigur că da. Dacă unghiurile sunt congruente și sinusurile lor sunt congruente. Eu mai am o întrebare. Acolo, dacă cunoșteam unghiul dat de autor de 45 de grade, între unghiul A, D, E, puteam să aplic deodată sinus de 45, că știam valoarea? Ca să-l afli sigur că da, sigur că da. Deci puteam și sinus de 45, care știam că e radical... opusă. Da. Valoarea sinusului. Da, că știam că e radical din 2 pe 2. Și sinusul și cosinusul sinusul și tangenta. Și dat fiindcă știam unghiul, puteam să aplic ce vreau eu, ca orice să aflu pe DE. Orice funcție. Deci orice funcție. Deci, Mihaela întreabă așa, că în clipa în care știu valoarea unghiului,
Poți să spun sinusul sau cosinusul sau tangenta sau poate așa, ce vrei, aplici. Dar într-un triunghi de dânghi te duci. Păi da, în ADE, acolo. În ADE. Sinus de 45, că știu că e radical de 2 pe 2. Perfect. Egal cu DE supra ipotenuză, ADE, și acolo iar cu L, iar cu și ieșea repede DE-ul. Tot atât de repede. Tot. Dar și noi am făcut tot atât de repede, pentru că în culise, găsirea valorii sinusului acela, la 45 de grade, se ascunde aici, că laturile astea sunt congruente. Triunghi este isoscel, noi am dovedit că avem acolo. Da, nu, dar e corect, dar zic așa, pot să folosească neapărat, și de asta? Neapărat, tocmai datorită faptului că sunt lucrurile comune, cum spuneam, sinus de 45 de grade se demonstrează chiar așa. E un triunghi de dreptunghi isoscel, notăm cu x cu x, x pătrat plus x pătrat egal cu l pătrat, 2x pătrat egal cu, și de acolo. Numai că l se ia 1. Deci, haideți să ne înțelegem, Mihaela, nu sunt lucrurile matematice. Nu altceva, dar ei puteau să plece și pe calea asta, asta vreau să întreb. Băi, plec cu sinus de 45, că știu că e radical din 2 pe 2 și zic că e dă e supra... Iar acum te sprijin spunându-ți așa. Dacă L egal cu 1, în triunghiul acela dreptunghic apare x pătrat plus x pătrat este egal cu 1. Ce înseamnă că 2x pătrat egal cu cine? 2x pătrat egal cu 1. Da. Înseamnă că x pătrat egal cu 1 pe 2. Da. Înseamnă că x egal cu radical din 2 pe 2. Nu? Adică cine este x? Adică x este AD. AE sau AD, da? AD. Sau, nu, AE sau DE. X nu era 1 pe A, X nu era doi. O catetă. Organul o catetă, catetă. Da. Dar X nu era 1 pe radical din 2 acolo? Pe 1 pe radical din 2, aducem, raționalizăm și radical din 2 pe 2. X, da. X pătrat egal cu 1 pe 2. Da. X egal cu radical din 2 pe 2. Da. Și că X-ul este cine ai spus? Mihaela este... A, D sau D, E? A, D? A, nu, A, E sau D, E? A, E. E. Și egal cu D, E, da? D, E, da. Ei, dar cu cine este egal sinus de 45 de grade? Păi... Sinus de 45 de grade egal cu cateta opusă. Sinusul unui... Păi, da, cateta opusă. Cateta opusă. Adică D, E. D, E. Da. Pe 2, adică... Supra ipotenuză. Supra ipotenuză. A, D. Supra AD. Și egal cu DE-ul, care știu cât este, radical că am aflat din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2, supra 1. Și egal cu radical din 2 pe 2. Iată, de aceea simt de 45 de grade radical din 2 pe 2. Asta e demonstrația. Că nu sunt niște numere aruncate acolo. Ele sunt ca urmare a unui calcul făcut. Dintr-un dreptul, ichisoscel, toată Pitagora acolo. Deci ăsta e motivul. Acum v-am demonstrat de ce sin de 45 egal cu cos de 45 egal cu radical de 2 pe 2. Asta e motivul. Sigur că îl poți folosi. Adică nu mai demonstrezi încă o dată triunghiul dreptunghi sau cel Pitagora, nu știu ce și faci. Tu știi că e radical de 2 pe 2, conform tabelul acela, dar ca mod de a demonstra valoarea sinusului 45, așa. Este acest lucru. Da. Da? Da. În care s-a luat ipotenuza de 1. Da. Eu mai rămân un pic aici la problema asta, ca să clarificăm toate lucrurile. Deci, Miruna, ne întoarcem și spunem așa. Ce a fost aici important? Faptul că am luat, lucrat cu L, ți-a venit așa. Al doilea moment, că am mutat unghiul într-un alt triunghi, unde am putut să aflăm, da? Și al treilea moment important a fost să aflăm și pe DE mai întâi din triunghiul celălalt și în filmul pe EC. Pentru că în sinusul unghiului acela avem nevoie de DE supra EC. Cateta opusă pe cateta rotundă. Deci, momente importante. Hai să notăm. Du-te și tu la... Momente importante. Adi, spune-le tu. Primul, când am notat... AD-ul cu L. Bun. AD egal cu L. Da. Deci primul moment a fost notăm AD cu L. Și atunci a rezultat că AB egal cu 2L. Deci AB egal cu L și atunci AB egal cu 2. AB egal cu DC egal cu 2L. Da. Al doilea, când DC e paralel cu AB și avem... Scrie, te rog. Momentul 2, DC paralelă cu... AB. AB. Și avem secanta HC. Secanta care? Nu e AC. E C. E, așa, e C.
e C, și atunci rezultă că din cele două rezultă că unghiurile care sunt congruente? Unghiul D, D, C, E, cu C, E, B. Da, C, C, E, B, că alternă interne. Și tot aici, atunci sinus de C, E, B, C, E, B, egal cu sinus de D, C, E. Da? Sinus da. De C, E, B, egal cu sinus de D, C, E. Și egal cu D, E, supra E, C. Tot aici continuă, da? Egal cu D, E, supra E, C. Și momentul 3, aflarea lui D, E. Nu? Aflarea lui D, E. Și respectiv lui E, C. Și gata. Al treilea moment, aflarea lui D, E și a lui E, C. Am avut nevoie de teorema lui Pitagora. Nu? Aici. Bun. Ia să ștergi tu, eu șterg din urmă. Da, să zicem, problema? Problema 26, de la pagina 165. Se dă un triunghi ABC. Că ne importează? Triunghiul ABC. ABC, oarecare, oarecare da. Nimic. Da. Cu AB, cu AB egal cu 8 cm. AB egal cu 8 cm. AC egal cu 10 cm. Și BC egal cu 12 cm. Să se afle în concluzie cosinus de cosinusul unghiului A cos de unghiul A și sin de unghiul C. Și sinus de unghiul C egal cu cine? Ducem o face de sen. Dar nu, că n-avem trebuie dreptunghi sau așa. E trebuie de care? Da, deci avem de lucru. Avem de lucru, da? Hai să vedem. Deci tu spui să desenăm un triunghi. La întâmplare. La desenă chiar dreptunghi. Uite că renunț. Mai fie imaginea așa unui triunghi. Cea mai mare este... BC. BC. Și atunci AB de 8. Da. 8, 10 și 12. Ducem AD pe BC. A? De. De pe pentru alte, da? De. Cum atât? Atât. Mă gândiți, aveți un dreptunghi, poate... Teorema lui Pitagora în triunghiul ăla de C. Și ce ai? De C, dar nu știm nimic. Adică de AC, 10. A și B. Da, de ce l-am dus să se vedea? A zis Miruna, eu am făcut. Și nu plecăm neapărat din A. De ce trebuie să plecăm neapărat din A? De ce? Din orice e în vârf. Cosinus. Că nu ne trebuie cosinus de A. Cosinus am zis, da? Cos de A. Cosinus unghiul A. De ce să mă duc din A să duc lumea zine? Da, uite că nu trebuie sin de ce. Fiindcă tot am făcut-o, sin de ce ne-ar reclama chestia asta. Ar merge. Da? Că să nu stricăm unghiul C. Să vedem pe culoarul ăsta, Miruna, ce ai de gând să faci. Eu să zic că ne ocupăm de sin de ce. Cine trebuie cos de A? Cos de A sau sin de ce? Uite acum, sin de ce? Ne-am... Păi, sin, cos de A e cateta alăturată pe, cateta, pe ipotenuză. Cosinusul general, al cărui da. Păi să-l calculăm. Nu avem.
Uite, cu sin de ce ne duce? Lăsăm pe cos de A. Sin de ce? De unghiul ce? E ca teta opusă. În ce triunghi acum? Neapărat în A de ce? După ducerea acestei perpendiculare, în A de ce? Deci, zicem așa. Sin de ce? Cred că era teorema lui Pitagora generalizată, că e unghiul mai mic de 90, nu? Nu? E ascuțit. Da, e unghiul mai mic de 90, avem toate trei laturile, nu? Și eu aș fi mers. Păi este interesant acolo. Bun, asta. Dar acolo teorema lui Pitagora generalizată ar fi cosinusul, nu? Păi să încercăm. Cosinusul lui unghiul e sinus de... Nu. Sim de 90 da. Fiindcă sunt toate laturile cunoscute, aflăm un cosinus. 8, 10 și 12, renunțăm la perpendiculara asta sau o lăsăm pentru data viitoare. Vedem noi când. Că dacă ne trebuie cosinus de A, haideți să ne folosim de... Hai să ne ducem de Pitagora generalizată să mergem la cosinus de A. Sigur că da. Adică o luăm pe BC la pătrat. Pe BC la pătrat, da? Da, începem cu ea. Lăsăm, că avem nevoie. Vedem noi mai târziu. Dar de ce zic eu că mergem cu BC la pătrat? Nu știu dacă aici e. Hai să vedem. Deci BC, de ce nu mergi cu AC? Pentru că ai mai BC și... Nu, nu, nu. Da. Că pentru că... vrem de cos de unghiul A. Latura... Păi da. Foarte important, nu? Păi da. Da. Deci că, fiindcă se vrea cos de unghiul A, unghiului A îi se opune BC, și latura BC la pătrat e suma pătratelor celorlalte două minus de două ori produsul lor, ori cosinusul dintre ele. Dintre ele? Dintre cele două laturi? De-aia asta e motivul. Deci, în triunghiul, zicem, în triunghiul ABC, zicem, BC pătrat, egal vorbește Adi. BC pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Minus... De ce luăm AB? Cealaltă latura mamă. Putem să luăm și AC pătrat plus AB pătrat, nu e regulă. Păi, latura e comutativă, da? Minus de 2 ori AC ori AB ori cosinus de A. Păi da. Echivalent cu 144 este egal cu AB 64 plus 100 minus de 2 ori 64 ori 100. Nu 64, e AC simplu. De 2 ori 10. 2 ori 10 ori 8. 2 ori 10 ori 8, da. 2 ori 80. 2 ori 8 ori 10 se va adăsa la turnar, fost de unghiul A. Echivalent, adică cu 144 este egal cu 164. 164, da. Da, minus... 600... 1000, cât vine? 8 ori 10 ori 2? 160, nu? 160, da. 160 ori cos de unghiul A. Echivalent cu... 144 minus 64 minus 100 egal cu... Cum 144 minus 164 egal cu minus 160 ori cos de A. Deci 144 minus 168 egal cu minus 160 cos de A. 164, da. Da, și este minus 160 cos de A. Și 144 minus 164 e minus 20, adică 20 egal cu 160 cos de A. Deci 20 de aici egal cu 160. Poți da, dar s-a înțeles, s-a mulțit cu da, minus. Da, 160 împărțit la 20 e 8. Da, deci 1 e egal cu 8 cos de A, adică cos de A egal cu 8. Cos de A egal cu 8. Cosinus de unghiul A egal cu 1 pe 8. 8. Deci cos de A egal cu 1 pe 8. Și-am răspuns la prima întrebare. Bun, și acum folosim 2 a 2, nu? Pentru sinus de C. Să folosim... cu o tangentă. Păi... Deci noi, pentru sin de ce, cum să facem? Că dacă am putea folosi termenul cosinus, dar am aflat cos de ce. Ia să aflăm pe cos de ce. Tot așa te-am aflat. Tot Pitagora. Ce ne ajută dacă avem cos de ce?
Păi hai să vedem. Nu știu. Poate mă oferă șansă să aflu pe sine de ce pe urmă mai târziu. Uh-huh. De zice, Miruna, cum spunem? În triunghi. În triunghi, da. Tot ăsta, a, bă, că... Da. Avem că... Acum, îi a, b pătrat. Așa, a, b pătrat. A, b pătrat, egal cu b, c pătrat. Minus a... Plus, mă. Așa, plus AC pătrat, minus de 2 ori BC ori AC, ori cosinus de C. A, bun, e 64. E 64. Egal cu 144. Da. Plus 100, minus 2 ori... 12 da. Ori 10 ori 10 64 egal cu 244 minus 240 ori cos de ce adică 64 minus 244 64 minus 244 44 egal cu minus 240 ori cos de ce? Da. Ai cos 10 egal cu 240 cos de ce? Deci 180, bine, minus 180, da? Sau da, 180, da, facem 180. 180 egal cu 240 ori cos de unghiul ce? De unde cos de ce va fi egal cu cine are? Cos de ce? 240 pe 180, 24 adică... pe 18, împărțit la 2, 12 pe 9, împărțit la 3, 4 pe 3. Da. 4 pe 3, da? Mm-hmm. Vine? Adi? Da. Le-ai văzut tu. Ai văzut așa un cosinus 4 pe 3? Adică un întreg și ceva? Nu, din... 3 pe 4 mai. Ah, 3 pe 4. Păi era asta pe asta. 180 pe 240. 3 pe 4. De fapt, nu mai găsești. Da, dar și nu ai atenție. Deci, nu, este elementar și eu de-aia am așa atenționat. Cosinusul. Mi-a părut bine că greșit, în ghilimele mi-a părut bine. Adică i-a ajuns la cosinus egal cu 4 pe 3. 4 pe 3, 1 și ceva nu se poate. Cosinusul și sinusul sunt mai mici decât 1. Ăsta e un moment de alarmă. Da? Deci egal cu 3 pe 4. Da, așa este bine. Și acum totul ești. Gata, gata, nu mai contează. Da, 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 da. Deci cos de ce 3 pe 4? Acum sinus. Dar cum ajung eu sinus? Sinus de ce egal cu 90 de grade? Nu, sinus nu e egal cu 90, egal cu... Sin de ce? Deci ai zis așa. Sinus de unghiul C egal cu cosinus de 90 de grade minus C. Așa. Sin de ce cos de 90 de grade minus C? Da. Orice cos? Totdeauna. Sin de alt... Adică să mergem și acolo? Adică aici. Adică dacă o dea, deci ce o să mai vânzi pe cos de C? A, dar nu știu. Nu știu ce vrei să mă întrebi. Deci indiferent la ce unii ne oprim, totdeauna asta este adevărat, indiferent da. Ce unii cere, pui. Da, zicea, trebuie să-l faci și pe cos de ce? Deci să-l faci și pe cos de ce? Da, la un cos de a. Tot nu te înțeleg. A zis acolo sinus de ce egal cu cos de 90 de grade minus ce? Oricare ar fi ce. Uh-huh. Indiferent. Dar noi nu l-am ce de ce? 20 de grade, 30 de grade, 40 de grade. Dar știam de cât este, de câte grade este, mama te ajuta. Tot ce, unu și au. Și A. Și varianta asta. Cosinus de A. A, sinus de A. A este egal cu cosinus de 90 minus A. Da. Adică minus cât e unghiul ăla. Dacă îl știi în grade, te ajută, dar asta nu te ajută. Da, așa cum facem 90 grade minus... Minus și, că 3 pe 4 ăla nu e în grade. Știu, așa vreau și eu să zic. La asta mă referam și eu într-un fel. Nu-i copii, dar gândiți că e ușor de acum. Nu știu.
Păi hai să... Hai să gândim. Iana, hai să încercăm să gândim așa... Păi asta zic și eu. Știi pe cosinus. Cu cine este egal cosinus? Asta-i. Într-un triunghi. Cosinusul cu cateta opusă pe cateta alăturată. Cateta alăturată pe ipotenuză. Pe ipotenuză. Mai cotează. Da? Cateta alăturată, nu vă plătesc poliție. Da. Deci cosinus copii și cotangenta e cateta alăturată, una pe ipotenuză, una pe cealaltă cateta. Și sinusul e cateta opusă și tangenta. Da? Deci zicem acum, în triunghiul, în triunghiul ADC, zicem în dreptunghi, corect. ADC, sinus de unghiul, nu, C, sin de C, egal Miruna cu cateta opusă AD, supra ipotenuză AC. Deci egal cu AD supra 10. Și zic, oi, pe AD cum să-l aflu? De undeva trebuie să-l aflu pe AD. AD, AD. Și atunci zic, dacă l-aș ști pe DC, da, în triunghiul ADC, dacă l-aș ști pe DC, atunci l-aș afla pe AD prin Pitagora. Gata. Dar mă folosesc. Dar DC-ul ăsta este unghi alătură, este latura alăturată lui unghiului C. Și mă folosesc de cosinus. Și știu cosinusul. Ai înțeles? Cosinusul e 3 pe 4, dar ce înseamnă cosinus? Zice, cosinus, tot în acest triunghi, cos, da, de unghiul C AD, egal cu cateta alăturată de C. Ia uite cum am folosit. Supra ipotenuză AC. Și egal cu? Cosinusul știm că e 3 pe 4, domnule. Știu valoarea. Egal cu 3 pe 4. Deci egal cu 3 pe 4. Adică 4 știm și pe AC. Domn profesor. Da. Și zicem acum, de ce? De ce? Supra 10. 10 egal cu 3 pe 4. Perfect. Deci rezultă că d cu egal cu 34. Egal cu 30 pe 4, care înseamnă 15 pe 2. Da. Și eu știu pe de ce. Mă, sunt foarte tare, foarte încântat că știu pe de ce. Că poți să aflu pe AD acum. Corect. Pitagora. Că avem nevoie de AD. Da. Deci în triunghiul tot acesta de ce, conform teoriei lui Pitagora, care înseamnă AC pătrat, egal cu AD pătrat, AD pătrat plus? Plus D pătrat. De ce pătrat? Ce ce înseamnă echivalent cu AC 100? 100. Egal cu AD pătrat. AD pătrat. Plus 15 pe 2, pe 2 tot la pătrat. Adică 15 pe 2, sau 225 AD, da, pe 4, nu? Da. Noi scoatem pe AD pătrat de aici. Deci rezultă pe AD pătrat. Egal cu 100... Cine este egal? Cu... 100 minus 20, 225 pe 4. 100 minus 225 supra 4. Și egal mai departe? Egal cu 4. Vine 400 minus 225, totul pe 4. Și egal cu? Egal cu... Cât e? 175? 175, totul pe 4. Și ăsta e AD pătrat. De unde AD simplu? AD simplu e radical din 175 pe 4. 175 supra 2, așa, care poate fi 25 ori 7. 25 ori... 7, nu? Că ori 400. 7, da. Și este 25 ori de supra. Deci, radical din 7 pe 2. 2. 5 radical din 7 pe 2. Și dacă l-am aflat pe AD, ce fericit sunt, mă duc la sin de C. De sin de C egal mai departe, acum cu AD pe care știu 5 radical din 7 pe 2. Totul supra 10. Să simplific 10 cu 2. 10 cu 2, corect. Da. Și faci un 5. Și vine... 5-ul ăsta va ajunge la numărător. Vine cât? 25 radical din 7. Deci nu-i bine. E o greșeală. Unde suntem noi neatenți? Trebuie acolo, la am simplificat bine. L-am simplificat bine, da, nu 10 cu 2. 10 cu 2 ani. Deci vine cât ani? De 5 radical din 7 pe 2. Pe 2 pe 10. Ori 1 pe 10. Și 5 cu 10 se simplifică. Așa, așa. 5 cu 10 și vine 2 aici.
Și radical din 7 pe 4. Radical din 7 pe 4, care trebuie să fie mai mic ca 1. Și este. Da. Radical din 7 pe 4 e mai mic ca 1. Și atunci are rost. Sin de ce, egal cu radical din 7 pe 4, iată și răspunsul. Mai vedem o dată. Am avut momente de bâlbeală suficiente pe traseul ăsta. Dar mi-a plăcut că a aplicat Pitagora generalizat și a mers foarte păi rapid. Păi n-aveam altă soluție. Și a venit ideea de la Miruna, să spunem pe cea dreaptă. Miruna, tu ai avut aici. Când ai zis, cunoaștem toate laturile. Și se trece, cere un cosinus. Tocmai m-ai întrebat mai devreme. La ce folosește teorema cosinusului? Și eu spuneam, la aflarea, dacă nu știu toate laturile, aflarea cosinusului unghi. Corect. Și atunci fusese un pic mai devreme și tu ți-am mintit. Știu toate laturile și am nevoie de un cosinus. Gata, îl aflu. De acolo îl aflu. În general, puteam rezolvat. Mai interesant a fost punctul 2. Că s-a cerut sin de ce. Că dacă s-ar fi cerut cos de ce, ar fi fost foarte simplu. Deodată în altfel. Dar noi am avut nevoie de cos de ce. Din Pitagora, ca să ne ducem într-un triunghi de una Pitagora generalizată, l-am aflat pe cos de ce și când ne-am dus în triunghiul dreptunghic și știind cosinusul, am aflat sinusul după aceea. Sigur că putea să reacționați mult mai repede așa și merită să rețineți o formulă foarte importantă. Și anume, sin pătrat de alfa, zice sin pătrat de alfa, plus cos pătrat de alfa, face 1. Da? Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Asta e teorema fundamentală a trigonometriei. Și o putem demonstra. V-am demonstrat-o, de fapt. Da. Și putem aici să o aplicăm. Sigur că da. Și acum, pentru orice unghi adevărat. Da. Și pentru unghi ce? Și ar fi fost. Sin pătrat, sinus pătrat de ce? Plus cos pătrat de ce? Egal cu 1. Corect. Și acum cosinus de ce îl știam? Sau de aici vine sin pătrat de ce? Sinus pătrat de ce? De ce? Egal cu 1 minus cos pătrat de ce? Da, și cos pătrat de ce îl știam. Pe cosinus de ce îl știam. Și vine că sin pătrat de ce? Egal cu 1 minus cosinus, l-am aflat. 3 pe 4 la minus 3 pe 4 la pătrat. Și face 1 minus 9 pe 16. Și egal mai departe. 16 minus 9. 16 minus 9, 5. 7. 7 pe 16. Nu mai știu dacă am obținut. Da, e 7 pe 16. Da? Sin de ce? Sin pătrat de ce a fost? Și ăla e radical din 7 pe 4. Sinus de ce simplu? Radical din 7 pe 4. Radical de 7 pe 4. Vai, dar e mult mai fain așa, că nu mai mergem în fiecare, a mers între unii. Da. Deci foarte simplu. Sin pătrat plus cos pătrat din orice unghi face 1. Și știți de unde vine asta? De același unghi. Aici de același unghi. Unghiuri diferite. Nu, același unghi, atenție. Sin pătrat plus cos pătrat din orice alfa. Exact. Același unghi. Deci, uite că cu Pitagora generalizat am aflat cosinusul, deși părea că nu ne interesează, și venim în teorema fundamentală a trigonometriei și aflăm sinusul. Ce tare! Da? Și află sinusul rapid. Super! Altfel, neștiind formula asta, știu cosinusul. Cosinus cateta alăturată, supraipotenuză, aflu pe latura asta. Pe Pitagora aflu și pe cealaltă care îmi trebuie și pe urmă, cateta opusă supraipotenuză. Tot acolo ajung. Tot acolo ajung. Dar am mărit ritmul, dacă se face. Și acum să vă arăt de unde vine. V-am spus o dată, dar o repet. Am scris, sigur că da. Știți că într-un triunghi dreptunghic avem teorema Pitagora, nu? Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Și asta, hai să desenăm un triunghi și să înțelegeți de unde e formula fundamentală de care vă veți folosi de fiecare dată. Păi da, deci acum te folosești de orice știi până acum, domnule. Sigur că da, dar asta este un rezultat pe care ți-l achiziționezi pentru că tu știi Pitagora. Uite, Ade, într-un triunghi dreptunghic, Ade și Miruna, A, B, C, știți că obișnuiesc să notez B mic, C mic, o să găsesc foarte des așa, A mic, laturile opuse unghiul respectiv cu litere pe aici. Iar teorema lui Pitagora spune așa. A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Corect. Da? A mic la pătrat, B mic pătrat plus C mic pătrat.
împărțim toată asta printr-un A pătrat și devine 1 este egal cu B pătrat supra A pătrat, care înseamnă B pe A, totul la pătrat. Plus C pe A, totul la pătrat. C pe A, totul la pătrat. Echivalent cu. Dar B supra A, B supra A, poate fi, ce să fie? Sinusul unghiului B. Nu, cateta opusă supra ipotenuză. Deci B pe A egal cu sin de B. Iar C pe A iar cos de B. Și atunci dacă înlocuim, apare că 1 egal cu sin de B la pătrat. Sin pătrat de B. Da. Plus cos pătrat de B. Corect. Și iau de teorema fundamentală. Dar tot atât de bine putea să fie B pe A, B supra A, cosinus unghiului C. Și tot aia. Da? B pe A, cos de unghiul C. Era cos de... Cos pătrat de B plus sin pătrat de... Cos pătrat de C. De C. Plus sin pătrat de C. Da? Totul. Totul. V-am spus astfel că sin pătrat plus cos pătrat de orice unghi, de același unghi, da, sin pătrat plus cos pătrat de același unghi, totdeauna face 1. 1. Și de aici iară poți să afli, dacă știi pe una, o afli pe altă. Da, dacă știi pe una, afli pe cealaltă. Deci, din teorema cosinusului poți să afli cosinus și te duci spre sinus. Corect. Și dacă știi spre sinus și pe cos, poți să afli și tangenta. Și iar, deci băgăm la cap. Dacă știm toate laturile într-un triunghi, plecăm pe Pitagora generalizată, mai ales dacă triunghiul este oarecare. Neapărat. Și de acolo aflăm... Cosinusul, dacă știi pe cosinusul, afli și pe sinus, dacă știi și sinusul, poți afli. Pitagora asta generalizată nu mai intră în triunghiul oarecare. Deci nu mai în triunghiul oarecare, dar prinde și pe triunghiul dreptunghic. Ideea este și generalizată. S-a generalizat în orice fel de triunghi. Și în triunghiul dreptunghic. În triunghiul dreptunghic, cozi 90 de grade. Și cum e cu tangenta și cotangenta aici? Mai e și o chestie între cotangente și tangentă? Îi adice la... Păi tangenta cu cine este? Cu sin pe cos. Da. Tangenta e sin pe cos. Iar pleci de joci de aici. Da. E sim de unghiul ăla pe cos de unghiul ăla. Nu știa, nu știa asta. Hai să le spunem. Dar le-am înălțat într-o seară. Le-am făcut, dar vreau să le înveți, că nu le știi. A, n-ai insistat. Da. Uite, Miruna. Tangenta unghiului B. Egal sinul de unghiul B. Egal cu, un pic, egal cu cateta opusă unghiului B. Tangenta e cateta opusă, da. B pe C, nu? Cateta opusă spre cateta alăturată. Și egal cu. Eu pot să spun B supra A și supra C mic supra A. Ca cu asta simplificat. Da. Da, înțeles. Da? Iar B pe A cine este? Cateta opusă supra ipotenuzei sinusul. Da. Sin de B supra cos de B. Da. Iată de ce tangenta este sin pe cos. Este motivul. Deci, în clipa asta, ce noutăți aveți voi cu care vreau să rămâneți? Și dacă e sin pe cos, aici mergem în teorema fundamentală, nu? Sau cum, domn profesor? Cu cine ajută? Păi, sau uite, ce întreba? Întreba ceva. Ce întreba tu? Asta cu teorema fundamentală era ceva, nu? Cu tangenta sau... Da, aș spune așa, dacă se cunosc toate laturile unui triunghi, da. Da. Deci, se cunosc... Avem următoarea problemă exact așa. Da? Se cunosc toate laturile. Da. Laturile. Da, da. Se află. Cosinus și tangenta mi se cere. Cos de A, sin de A, tangentă de A și cotangentă de A. Tot atât de bine. Cos de B, sin de B, tangentă de B și cotangentă de B. Și tot atât de bine și cu C-ul la fel. Care este ideea? În clipa în care ai toate laturile, se poate afla repede cos de A. Deci, se află cosinusul de A, cos de B, și respectiv cos de C. Da? Din teorema unui Pitagora generalizată. Da. Din, în paranteză, din
T, H, teorema, Pitagora. Da. Scriu pe scutat. T, P, G, da? Da, da. T, P, G. Teorema de Pitagora generalizată. Și dacă știi pe cosinus, imediat din sin pătrat de A plus cos pătrat de A, care face 1, se află, că știi pe cosinusul, la poveți că aici se află sinusul. Se află sinusul de A. Și dacă știu pe sin de A și pe cos de A, fac tangenta. Tangentă de A va fi sin de A supra cos de A. Iar cotangenta va fi invers. Cos de A supra sin de A. Una este inversă a celorlalte. În final, dacă știu pe una din ele, da, în speță cosinusul, că știi toate laturile, corect, aflu toate celelalte. Corect. Sinusul, tangenta și cotangenta. Dar cum am făcut la A, fac și la B și la C? Că doar aceeași poveste. Știu toate laturile. Înțeleg. Da? Deci înseamnă că o categorie de probleme de acestea, în care vi se indică toate laturile, vă duceți foarte ușor să aflați toate... Ce să puteți afla? Toate funcțiile trigonometrice ale tuturor unghiilor. Sinusul, cosinus, tangenta și cotangenta. Spuneai că ai o altă problemă. Da, 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 da. Exact așa, domn profesor. În genul ăsta. Da. Vedem acum dacă au și înțeles cu teorema lui Pitagora generalizată. Cum plecați? Asta e important. Știți care o ia ca să ia unghiul la cosinus? Neapărat, acolo. Asta e cea mai importantă. Dacă aici greșesc, la revedere. Deci latura opusă unghiului acela, a cărui exact cosinus vorbesc. Da. Zicem? Problema 27 de la 165. Deci 27 de la 165. Da. Se dă în ipoteză un triunghi ABC. Da. Deci problema 27. De la? 165. În ipoteză, într-un unghi ABC, oarecare, AB egal cu 4 radical din 2, AC 4. Egal cu 6 radical din 2, BC egal cu 8 radical din 2, 6, domn profesor, la AC. 6 radical din 2, da. BC 8 radical din 2. Da. Să se afle cosinusul unghiului B. Ia uite ce repede. Și în latul le aflăm cosinus. Cos de B. Da. Și tangentă de B. Tangentă de B egal cu cine? Te rog pe tine, Mihaela, să încerci să conduci lecția. Da, da. Mă, momentul vă să da, 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 da. Deci facem un pregunte și... oarecare, da. Avem AB egal cu 4 radical din 2, AC egal cu 6 radical din 2, ia uite cum cunoaștem laturile, și BC 8 radical din 2. În teorema Pitagora generalizată, pe teorema că... demonstrații, da? Da. A cea la a doua. De ce le-ați dus la C? Pentru că B, trebuie să aflăm pe B. Cos B. A ce la a doua, a egal cu B ce la a doua, plus AB la a doua, minus 2BCAB, ori cosinus de B. Și egal cu 72 egal cu 72. A ce egal cu 72. Nu? 36 ori 2, da. Plus, egal cu 128 plus 32. Plus 16
64 cos de B. 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 64 c
Pe 8 ori 4 e 32, 32 ori 2 e 64, 64 ori 2 plus 28. Da. Și atunci, eu îl trec pe ăsta în partea asta, altă, că e cu minus și mie mi-este mai ușor. 16 ori 8, care ai zis că e 128. 128 cos de B. 128 cos de B. Egal cu 160 minus 72. Da. Egal cu ăsta minus ăsta, da? Și atunci da. Cosinus de B este egal cu aici 88 supra, uite, 8 ori 16, nici nu trebuia să mulțesc. Simplu zic ăsta cu ăsta și 11. 16 pe 11. 11 pe 16. 11 pe 16. Dacă cumva ai scris 16 pe 11, ești împotriva cosinusului. Da. Că trebuia să fii mai mic decât unul. Exact. Să fii mai mic. Deci atenție multă. A doua are greșit. Ții minte, da? Mai da. Cosinus e asta pe asta. Adică dacă ar fi x aici, x-ul e? Scrie încă o dată sus. 3x egal cu 7. Corect. 3x. Dacă 3x egal cu 7. X egal cu 7 pe 3. Dreapta pe ăsta. 3 ori cât? Da? Bine. Păi, bine. Te-am iertat. Dar, tangentul trebuie să ducem în orice. Și-am aflat cosinusul. 11 pe 16. Bun. Și tangenta? Tangenta unghiului B. Dar nu, nu ducem nici în orice. Tangenta unghiului e egal cu sinusul unghiului pe cosinusul unghiului. Da. Și nu știm sinusul. Și știm cosinus, dar sinusul? Ce v-a zis, domn profesor? Teorema fundamentală? Trigonometrie. Și avem așa, că sin pătrat. Sin pătrat de B. B. E vorba de unghiul B. Cu... plus cos pătrat. Cos pătrat de B egal cu 1. Egal cu 1. Acum, sin pătrat de B este egal cu 1 minus cos pătrat de B. Și pe cos pătrat de B îl știm. Și atunci sin pătrat de B va fi egal cu 1 minus 11 supra 16 cos la pătrat. Adevărat, Adi? Da. Și sin pătrat de B este egal cu... Domn profesor, luați o ciocolată de acolo. Da, mulțumesc. Să vă, să vă sau apă. Egal cu 1, minus 121, supra 16 la pătrat, 256. 16 pe 16. Da. Păi faceți pe calculator ca să mă duci. 256 de sigur. Și atunci sin pătrat de B. Sin pătrat de B. Dacă 256 minus 121. 135. Ai făcut-o? Da. 135 supra 256. Și atunci sin de B. De B. Va fi egal cu radical din 135. Supra 16, că știm că e 16. 135. 135 putem să scriem ca 35. 7 ori 5. 135, nu 35. 135 împărțit la 5. Aoleu. 135 împărțit la 5. 135, 27. Adică 3 la 3 ar fi... stai. 3 la 3 ori 5, adică 3 radical din 15. Da, 9 ori 15, 9 ori 15, e 135, 3 radical din 15. Păi, dar nu se poate și altfel? 135? 3 radical din 15, nu? E 135. Dar de 3? Radical din 15. Și 9 ori 15 fac 135, da? Da, da. Atunci 3 radical din 15. Nu ai altfel. 3 radical din 15 pe 16.
Bun, și știm sinusul. Cine, cine, cu cine simplificat? Sau secundarii? Zim cu cine. 3 cu 16. E, 3 cu 16 nu o să fac. Și gata. Bun, și știm sinusul, știm cosinusul și acum trebuie tangenta. Și atunci tangenta, tangenta unghiului B este egal cu sinus de unghiul B supra cosinus de unghiul B. Și este egal sinusul, știm, 3 radical din 15 pe 16. Da. Ori. Cos. Ca să stau supra cosinus de B, dar cosinus de B era 11 pe 16. Cu 16 pe 11. Ia uite cum se simplifică. Și atunci tangenta unghiului B. E 3 radical din 15 pe 11. Și-a terminat. Ce a fost greu aici? Nimic. Dar atenția. Da. Hai să vedem totuși cu ea. Pregătirea dinainte a fost esențială. Corect. Aceea în care cunoaștem toate laturile și putem afla funcție trigonometrică și pentru toate unghiurile. Iar noi ne-am dus pe B aici. Pentru că mi se cerea cosinus de B, domn profesor, și ne-a servit din teorema... Dacă vă cerea numai tangentă de B. Plecăm tot așa. Neapărat numai așa. Numai plecăm și aflam cosinus, după aceea sinus și tangenta. Deci autorul putea să vă forțeze mâna să nu mai ceară tangentă. Vă cer eu acum să se afle cotangentă de unghiul C. Cotangenta unghiului C. Cu măsurile astea, cu elementele astea. Cotangenta lui C, păi... Cotangenta lui C, e sinus de C pe cosinus de C. Cotangenta e cos pe sin. E invers cotangenta. E cos, da. Cos pe sin. Zicem. Da. Te rog, iar așa să încercăm să facem și chestia asta. Nu, mai avem chem? Nu vine deloc. Nu vine? Nu, nici nu vine. Dar nu vine ieri, Andrei? Ieri vine, dar vine luni. Cosmin e catolic și probabil sunt în perioada. La fel, verișoara lui nu mai vine? Cum o chemam? Dar nu știu ce se întâmplă. Bună gară, nu mai vine nimic. Știu. Mi-a avut și-n aproape 2 săptămâni. Exact. Deci, cotangentă de unghiul. Și să se afli cotangenta unghiului C, a zis. Da, cotangenta de C egal cu cine? Haideți să ne gândim, copii, cum să plecăm. Gândiți voi. Ce-am zis? Cu ce? Cu teorema lui Pitagora? Generalizată. În care? Și ca să aflăm la ce? Ce s-a aflat? Păi, din asta s-a aflat cosinusul. Cos de unghiul ce? Din teorema lui Pitagora, întotdeauna cosinusul. Mai cosinusul. Da? Hai. Ziceți, cosinusul unghiului ăsta, da? Vorbește adică, nu știu. Păi, AB pătrat. AB la pătrat. AB pătrat egal cu AC pătrat plus BC pătrat minus de 2 ori AC ori BC ori cosinus de C. O știm pe AB că e 4 radical din 2, adică 16 ori 32 egal cu AC. Egal cu 72 plus 128, am aflat mai înainte. Da, 128 minus 2 ori AC. 2 ori 6 radical din 2. Ori BC, 8 radical 8. Din 2. Ori cos de ce? Cineva urmărește și... Sunetul din sală era foarte slab, că eu am plecat dincolo. Da. Sunetul e foarte slab, ce facem? Dar asta e motivul. Eu am plecat dincolo și nu mai s-a auzit. Acum sunetul e bun, bănesc. 32 egal cu... 200, Ita. Da, 200. Minus 2. 2 ori 2, 4. Ori 6. 4 ori 6, 24, 8. Ori cosinus de ce? Ai costă 92. Da, s-ar putea să mă ajute. Să-l las așa și s-ar putea să mă ajute. Eu și acum ăsta fiind cu minus, îl trec în partea asta altă, că mi-e mai ușor. 24. Și atunci o să am 24 ori 8 cosinus de ce? Egal cu 200 minus 32. Și așa nu mai complic cu minusul ăla, cu, știți? Și atunci cosinus de ce? Este egal cu aici, fac scăderea, că știu, 168 supra 24 ori 8. Ori 8. Sigur, să simplific aici ceva. Da. 24 cu 168. De câte ori?
De... Cred că merge direct prin 24. Crezi că merge prin 24 direct? Dacă tu vrei. Hai să încercăm deocamdată prin 4, nu? Da. S-a văzut 68 cu 8. Poate așa. 68 cu merge deodată. Exact, vezi? Deodată merge. 2 da. Și 1 și tăiem pe 8. Exact. Și 21. Și 21 pe 24. Și acum mai merge prin... 3. 3? Da. Și 7 pe 8. Și eu șarii rost. Așa. Șarii rost, nu? Da, normal că e. Totdeauna controlați așa. Controlați să fie mai mic. Și gata, nu? Gata. Și acum, acum, și acum avem la teorema. Teorema fundamentală a trigonometriei. Da, știm că simt, simt pătrat de... Simt pătrat. Așa de ce trebuie să vorbiți. Pătrat de ce? Plus cos pătrat de C egal cu 1. Și ia uite cum îl aflu pe sin pătrat de C este egal cu 1 minus cos pătrat de C. Uite cum îl știu pe cos. Și sin pătrat de C egal cu 1 minus 7 supra 8 totul la pătrat. Și sin pătrat de C egal cu 1 minus 7 la pătrat 49 supra 64. Facem același numitor, sin pătrat de C, egal cu 64 minus 49, 15, supra 64, și atunci sin de C, egal cu radical din 15, supra 8. Pe 8. Și acum, dacă știu pe sin de C, da. Știu pe cos de C, domnul profesor mi-a cerut cotangentă de C. Da. Și atunci cotangenta unghiului C este egal cu cos de C, supra sin de C, și egal cu cos de C, nu știu, 7 pe 8, 7 pe 8 și eu fac ori, 8 supra radical din 15, simplific, și egal cu 7, nu, Mirna, nu lăsăm niciodată 7 pe radical din 15. O căzut 7 radical din 15 pe 15. Și egal cu 7 radical din 15 pe 15. Am aflat un lucru. Perfect. Hai să notezi la tablă și ești, scrii foarte frumos. Așa că îți dau eu problemă. Următoarea problemă, sigur. Cum să nu? Și tu scrii frumos, Adi, vrei tu? Nu. Hai că scrii un pic aia. Bun. Dacă vrei, stați un pic. Se dă panogramul. Stați un pic. Da, stau. Nu, că n-am lipsit.